bărbat din Mioveni a anunțat poliția că și-a găsit soția și fiica în stare de inconștiență în același pat. Bărbatul le-a spus anchetatorilor că a venit acasă după ce nici fiica lui și nici soția nu îi răspundeau la telefon. A spart ușa și le-a găsit pe cele două în casă. La fața locului s-au prezentat polițiști și echipaje ale ambulanței. Din păcate, adolescenta era deja decedată. O pacientă de aproximativ 17 ani a fost adusă de echipajul SMURD în stop cardiorespirator la compartimentul primire urgențe a spitalului nostru. În jurul orei 12:50 au fost efectuate toate manevrele de resuscitare timp de aproximativ 30-40 de minute, fără niciun rezultat. Pacienta a fost declarată decedată. Femeia în vârstă de 46 de ani avea venele tăiate, dar era încă în viață. La aproximativ 20 de minute, echipajul SMURD a mai adus o altă pacientă. Am înțeles că era mama fetei. Prea multe detalii nu știm. Pacienta a fost trimisă către spitalul județean, către ambulatoriu. În ce stare era femeia? Niște leziuni, am înțeles, prin tăiere la nivelul membrelor. A întrebat de fată? Din câte știu eu, nu. Cadavrul adolescentei a fost dus la Serviciul de Medicină Legală Argeș pentru stabilirea cauzei morții. O echipă formată din criminaliști, procurori și medici legiști încearcă să afle acum ce s-a întâmplat în acel apartament. Surse din cadrul anchetatorilor spun că mama ar fi omorât-o pe fată și apoi ar fi încercat să se sinucidă.